Anastasia Kushnir, artistă emerită. Orchestra Teatrului Național de Opere și Balet, Maria Vieșu. La pupitrul dirijoral, maestrul Dumitru Cârciumaru, invitat special. Bună seara, doamnelor și domnilor. Sunt Alex Luca și alături de extraordinarii artiști ai Operei Naționale, care vor evolua sub bagheta dirijorală a maestrului Dumitru Cârciumaru, venim către domniile voastre în această seară cu o misiune care ne onorează. Un concert de gală prin care aducem un omagiu Mariei Cebotari, cântăreață de operă, actriță de film, considerată una dintre cele mai mari soprane din toate timpurile. S-a născut la Chișinău, a făcut studiile la Școala Normală de Fete Florica Niță și la Capela Mitropolitană condusă de Mihail Berezovski. A urmat conservatorul Unirea. După absolvire a fost angajat în calitate de actriță la Teatrul din Moscova. În 1929 pleacă la Berlin, unde va lua lecții de canto. Debutează în anul 1931 la Opera din Dresda, unde va activa în calitate de solistă. Din 1935 și până în 1943 a dat reprezentații pe scena Operei de Stat din Berlin. Ulterior a fost angajată ca solistă permanentă a Operei din Viena, unde va rămâne până la sfârșitul vieții. La vârsta de 24 de ani se conferă cel mai înalt titlu din arta dramatică existent în Germania și Austria în acel timp. În perioada 1930-1940 a fost diva incontestabilă a muzicii lirice din Europa. La doar 39 de ani, pe 9 iunie 1949, moare la Viena, răpusă de cancer. În semn de apreciere și într-o înveșnicire a memoriei artistei, străzi din Viena, Dresda, Salzburg îi poartă numele. La Chișinău, o stradă îi poartă numele începând cu anul 1990. Prin 2004 încoace, numele Mariei Cebotari și moștenirea sopranei se întoarce puțin câte puțin acasă, făcându-și drum către inimile noilor generații de melomani și ocupând un bine meritat loc în galeria celor mai mari personalități pe care le-a dat lumii țara noastră. Doamnelor și domnilor, salutăm prezența oaspeților de onoare la acest eveniment special și avem deosebită plăcere să invităm aici, în fața dumneavoastră și în aplauzele dumneavoastră, pe Ministrul Culturii al Republicii Moldova, domnul Sergiu Prodan, și excelența sa, domnul academician Aurelian Dănilă, vicepreședintele Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova. Bună seara, bună seara, stimați artiști, onorat public, domnule academician. Eu aș vrea să ating un singur aspect. Maria Cibotari este pe nedrept umbrită și nu își ocupă nici până astăzi locul bine meritat în palmaresul valorilor culturale și artistice a omenirii. Și asta totul din cauza unui singur element, unui singur aspect în viața și soarta ei. Maria Cibotari a fost interpreta preferată a lui Hitler. Ea a fost cea mai mare actriță de film care a știut să cânte operă. Și a fost cea mai mare interpretă de operă care a jucat în filme în limba germană, în limba italiană, în limba română. Și totuși, Maria Cibotari a intrat în această umbră. Ea nu și-a ales timpul în care să se nască. Timpul a ales-o pe ea. Soarta a dus-o în Germania în anii 30,
când fascismul încă nu era afirmat ca putere de stat. Și mai departe nu a avut alegere. A avut o singură alegere, a fi sau a nu fi. A fi artistă sau a pleca în umbră. Și aici, ca fiecare artist, alegerea a fost a fi. Stimate domnule ministru, onorată asistență, o parte din ceea ce... O parte din ceea ce vroiam de fapt să spun au spus antevorbitorii mei, dacă mă refer la biografia Marii Cântărețe. Doar să vă mai amintesc încă o dată, capitalele occidentale o numeau Maria Cebotari, la Paris și Cebotari. Iar prietenii, lumea muzicală, îi spuneau Madame Cebo. Era un semn de respect, de recunoștință. S-a născut la Chișinău, da, la 10 februarie 1910, într-un cartier bulgăresc, într-o căsuță vis-a-vis de Biserica Sfânta Vineri. A cântat acolo scurt timp, fiind copilă mică, ca pe urmă să fie selectată pentru catedrală, pentru corul catedralei, unde dirijor era preotul Mihail Berezovski, compozitor, pictor, profesor la Conservatorul Unirea. Și apoi, din voia soartei, a nemerit, a ajuns în Germania, după cum s-a spus, a cântat pe scenele din Dresda, Berlin și alte orașe, iar apoi și în alte țări, Stockholm, Danemarca, sigur că în Austria a devenit o legendă, pentru că chiar dacă nu a locuit mult timp în Austria, venea foarte des în spectacolele din Viena. Strada Maria Cebotari, numită și la Salzburg, și la Dresda, și la Viena. Și în Viena este o stradă extraordinară numită Maria Cebotari, care se termină într-un lan de vie. Multe, multe, multe vie. Mi-amintea de podgorile noastre. Și când într-o curte am văzut o doamnă care ne făcea ceva în grădină, iar pe casă era scris Maria Cebotari Strasse. Și eu o întreb, doamnă, da, știi dumneata cine a fost Maria Cebotari? Știți că este din Moldova, că este moldoveancă? S-a uitat la mine și a zis că eu nu știu de Moldova, nu știu că e moldoveancă, dar știu că este marea noastră cântăreață. Ei, atunci m-am gândit că datoria noastră este să o aducem pe Maria Cebotari acasă de fiecare dată când avem această ocazie și prin concerte și concursul care a fost inaugurat anul trecut și va fi și la anul un concurs internațional. Și să știm că Maria Cebotari a fost într-adevăr una din cele mai strălucite voci ale tuturor timpurilor. Mulțumim mult, excelență, mulțumim mult și dumneavoastră, domnule ministru, pentru inclusiv pentru aceste elogii aduse Maria Cebotari. Programul din această seară întrunește fragmente din opere celebre în care a strălucit pe cele mai mari scene ale lumii Maria Cebotari, interpretate de soliștii Operei Naționale din Chișinău. O dovadă în plus a faptului că tradiția continuă. Această palmă de pământ continuă să dea lumii artiști talentați, pasionați de bel canto.
Vom asculta în cele ce urmează aria lui Tamino din opera Flautul fermecat de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează Victor Navitsky. Navitsky. Rolul lui Mimi din opera La Bohème de Giacomo Puccini a reprezentat biletul de intrare a sopranei Maria Cebotari în istoria muzicii lirice din toate timpurile, marcând în anul 1931 debutul ei la opera din Dresda, de unde avea ulterior să urce vertiginos pe culmele succesului. În această seară, aria lui Mimi din opera La Bohème răsună în interpretarea sopranei Marina Cara, maestru în artă.
Marina Cara. Programul serii continuă cu o bijuterie a genului liric, Cavantina Norine din opera Don Pasquale de Donizetti, în interpretarea Alexandrei Procopovici, laureata mai multor concursuri internaționale. Thank you.
di mezzo ogni era lacrima d'un sole. Pe lângă numeroase roluri în spectacole de operă, teatru sau cinematografie, soprana Maria Cebotari a lăsat posterității o prețioasă discografie, compilații din arii din creația celor mai mari compozitori ai lumii, în care vocea ei se revarsă ca o expresie a incandescente și răvășitoarei sale lumi interioare. Wolfgang Amadeus Mozart era pe lista creatorilor preferați de soprană, iar criticii muzicali spun că felul în care a cântat Maria Cebotari creațiile din repertoriul lui Mozart și Strauss rămâne neegalat până în prezent. Vom audia în cele ce urmează aria lui Leporello din opera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea bas-baritonului Gheorghe Severin. Madamina, il catalogo è questo, un catalogo lì che ho fatto io, un catalogo lì che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640,
in Almania 231, 100 in Francia, Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, ma fra queste contadine, cameriere cittadine, bancotesse baronesse, marchesone principesse, vandoni, doni grado, doni forma, doni età, doni forma, doni età. In Italia 640, in Albania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, bancotesse, baronesse, marchesane, principesse, e vandoni, doni grado, doni forma, doni età, doni forma, doni età, doni forma, doni età. Nella bionda eia l'usanza di lodar la gentilezza, nella bruna la costanza, nella bianca la dolcezza. Vol d'inverno la grassotta, vol d'estate la macrotta, la grande maestosa, la grande maestosa. La piccina è ogni or vezzosa, è ogni or vezzosa, è ogni or vezzosa. Delle vecchie fa conquista, predominante e la giovin principiante non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta, se sia bella, purché porti la sapete quel che fa, voi sapete quel che fa, pur che porti la gonnella, voi sapete quel che fa, voi sapete.
Gheorghe Severin. Aria Principesei di Bouillon, un fragment dintr-o operă de Francesco Cilea, continuă programul acestei seri și este interpretată de mezzo-soprana Tatiana Busuioc, artistă a poporului. Tatiana Busuioc. În cele ce urmează va răsuna aria Normei din opera Norma de Vincenzo Bellini. Interpretează soprana Cristina Gonciarova. Thank you.
Cristina Gonciarova. Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Vieșu, la pupitru dirijoral maestru Dumitru Cârciumaru. Corul Operei Naționale, maestru de cor Oleg Constantinov, artist al poporului. Programul serii continuă cu celebra Cavatina lui Figaro din îndrăgita operă Bărbierul din Sevilla de Rossini. Interpretează baritonul Veaceslav Timofti, artist emerit. Già presto, la 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 la, a che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, ah bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo, la 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 la, ah fortunatissimo per merito, bravo. La 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 la, fortunatissimo per i verità, fortunatissimo per i verità, la 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 la. Far tutto la notte il giorno sempre di torno in giro sta mille cucagni più un barbiere vita più nobile non lo si dà la 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 la. Rasura i pettini, lancia dei forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancia dei pettini, lancia dei forbici, al mio comando tutto qui sta. Bella risorsa, poi del mestiere. Con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra la 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 la, col cavaliere, tra la 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 la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto biglietto, ehi, Figaro, 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 Figaro. Son qua, ehi, Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Tanto prontissimo, sono come il fulmine, sono fattore della città, della città, della città, della città, della città. Abro Figaro bravo bravissimo, abro Figaro bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherò. La 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 la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherò. Solo hai fatto tu della città, solo hai fatto tu della città, della città, della città.
Vyacheslav Timofti. Continuăm cu aria Santuței din opera Cavaleria Rusticana de Pietro Mascagni. Interpretează mezzosoprana Taisia Caraman. Taisia Caraman. În continuare vom asculta aria lui Macbeth din opera Macbeth în interpretarea baritonului Vitalie Maciunski, artist emerit. Thank you.
potenze, le potenze presaga in profetato, esser poi sanguinario feroce, nessun nato di dona ti noce. No, non temo di voi, né del fanciullo che vi conduce. Raffermar sul trono questo salto mi debbe, o sbalzarmi per sempre. Eppur la vita sento nelle mie fibre inaridito. Pietà Vitalie Maciunski.
Aria Luciei din opera Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti completează programul acestei seri. Interpretează Ana Cernicova, artistă emerită. Thank you.
Cernicova. Născută și educată la Chișinău, purtându-și pașii în locuri prin care astăzi ne plimbăm noi cu domniile voastre, dragi spectatori, o perioadă îndelungată de timp Maria Cebotar, așa cum s-a menționat și anterior, nu a avut parte nici de recunoaștere și nici de apreciere. Concertul de gală din această seară o aduce din nou acasă, mai aproape de noi, pe soprana pe care presa secolului al XX-lea o numește unul dintre miracole lumii. Continuăm programul festiv al acestei seri cu Votre Toast, aria lui Escamillo din opera Carmen de Georges Bizet, în prezentarea basului Iurie Maimescu, artist emerit. Seigneur, Seigneur, car avec l'aide soldat.
jour la fête, le cirque plein de contre-pas. Le spectateur perd la tête, le spectateur s'enrappelle, et le lendemain, apostrophe, crise de page, où se jouce sa voix fureur, par celle la fête du silence, à terre se passe-t-il? Pleure, Christianoza, pleure, Christianoza, le taureau s'élance, abondissant, perditoril. Silence, l'alti frappe, un chef à rôle, entraînant un picador. Abra le taureau, pleure la foule, le metteur va. La cerca plein de sang, on se sauve, affranché à crier. C'est d'honneur à maintenant. Allons, on garde, allons, allons. Toréador, on garde, toréador, toréador. Songe bien, il songe comme dans un noir au regard. L'aiguille, l'amour d'Odo, toréador, l'amour, l'amour d'Odo. Maimescu, Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, dirijor maestru Dumitru Cârciumaru și corul Operei Naționale, maestru de cor Olei Constantinov.
calitățile vocale și artistice ale sopranei Maria Cevotari au fost apreciate de mari exigenți, în cer scuze, ai domeniului cunoscuți oameni de artă și cultură. Merită evocat însă și un alt aspect al creației sale și anume filmul. Soprana și-a etalat maestria în 10 filme de ficțiune produse de cele mai prestigioase studiouri din Europa, eclipsând vedete ale ecranului din acea perioadă. Premiera filmului Madame Butterfly, lansat în 1939 la studiourile Cinecittà din Roma, s-a bucurat de rezonanță mondială, fiind considerat de specialiști cel mai reușit film în care a jucat Maria Cevotari. Tembrul vocii se potrivea de minune pentru rolul Chio Chio-san, iar în film ea vine cu o abordare nouă a acestui personaj. Era și firesc ca aria lui Chio Chio-san să răsune în cadrul acestei serii în care aducem un omagiu talentului și personalității Mariei Cevotari. Soprana Rodica Picireanu, maestru în artă, o readuce în scenă pe Chio Chio-san cu aria Un bel di vedremo, în aplauzele dumneavoastră. Oh,
Rodica Picireanu. Continuăm cu aria lui Otello din opera Otello de Giuseppe Verdi, interpretată de tenorul Simone Frediani. Simone Frediani.
boleroul Elenei din opera Vecerniile Siciliene de Giuseppe Verdi s-a regăsit în vastul repertoriu al Mariei Cebotari. În această seară vom realiza o punte în timp pentru a readuce aria pe această scenă în toată grandoarea și maestria ei prin intermediul invitatei speciale, soprana Mariana Bolicanu, maestru în artă, câștigătoarea trofeului și premiului mare a concursului internațional de muzică Maria Bieșu. În aplauzele dumneavoastră! Mariana Bolicanu.
Navigăm în continuare pe aripile muzicii, lăsându-ne purtați de armonii și arii celebre. De această dată vom asculta aria lui Federico din opera L'Arlesiana, interpretată de tenorul Dumitru Mățu, artist emerit declarat fenomenul concursului Junge Opernstars din Germania. Anch'io vorrei dormir così nel sonno almeno. Dumitru Mățu,
Yeah.